care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui care a căzut între tâlhari?" Iar el i-a zis: "Cel care a făcut milă cu el." Și Iisus i-a zis: "Mergi și fă și tu asemenea." Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 36 și 37. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragi teologi, iubiți camarazi și iubiți frați și surori, împreună rugători, dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru ziua aceasta frumoasă și pentru faptul că Biserica ne adună din nou în jurul potirului, propunându-ne de data aceasta una dintre cele mai frumoase și mai generoase teme de meditație. Tema aceasta a dragostei pentru aproapele nostru. De foarte multe ori, așa cum ne obișnuiește, Mântuitorul nostru ne vorbește în pilde. Gânditorul Andrei Pleșu și intitulează una din cărțile sale esențiale pe această temă, intitulată Adevărul ca povestire. Iisus, prin aceste povești de viață, prin acest storytelling antic, ne împărtășește frânturi ale adevărului. De ce frânturi? Pentru că adevărul este întreg, este unul, adevărul este un bloc monolit, însă interpretările prin care noi atingem acest adevăr ne sunt oferite prin intermediul acestor povești de viață. Îl găsim pe Iisus într-o ipostază cu care Evanghelia ne obișnuiește, aceea de a fi încolțit de cei care încercau să-L scodească. De ce? Pentru că Iisus era un nonconformist, un om care a afirmat că n-a venit să strice legea, ci ca El însuși să o împlinească, însă metoda prin care El o interpretează, metoda prin care adevărul acesta al legii vechi converge înspre sinele său, este o manieră originală. Și știm cu toții, atunci când avem de-a face cu fundamentalism sau cu structuralismul logico-filozofic, originalitatea este atacată, tocmai pentru că ea nu este validată prin experiența aceasta a timpului. Ei bine, acest învățător de lege, acest rabin, care cunoștea foarte bine principiile tehnice ale legii, îl provoacă pe Iisus cu o întrebare care pentru noi astăzi poate să pară ciudată sau dubioasă. Cum să-mi mântuiesc sufletul? Câți dintre noi mai problematizăm lucrurile astăzi în maniera aceasta? Câți dintre noi ne întrebăm unii pe alții despre mântuirea sufletului? Astăzi vorbim despre cât de scumpe sau de ieftine sunt chiriile în Cluj, cât de ieftine sunt în Florești, care e ultimul tip de gadget pe care îl folosim, dacă a mai scos Apple-ul încă un iPhone nou sau lucruri de genul acesta. Sigur că ele intră în acest small talk, îl numesc în engleză, în aceste vorbe mici. Ele nu sunt vorbe ale profunzimilor, însă ele arată zona în care cultura dominantă, de pildă cea a capitalismului, ne îndreaptă și ne croiește sistemul de gândire, sistemul valorilor, după care noi, vrând nevrând, tânjim și suntem angrenați în aceste sisteme filozofice. Ei bine, omul acesta, vedeți, venea din lumea ebraică, din lumea aceasta a fundamentalismului ebraic și îl provoacă pe acest rabin, l-am numit nonconformist. Cum să mântuiesc sufletul? Ce face Iisus? Îi dă o trimitere exactă. Ce scrie în lege? Cum citești legea? Vedeți? Nu doar ce scrie, ci cum citești, adică cum interpretezi legea? Și el dă un răspuns tipic pentru mediul iudaic: să-L iubești pe aproapele, să-L iubești pe Dumnezeu, să-ți iubești aproapele. Și mai apoi Iisus este provocat de a doua întrebare: și cine este aproapele meu? Este la fel o întrebare care e la fel de activă acum ca și acum 2000 de ani. O întrebare care ridică cu adevărat intrica acestei pilde pe care Iisus o rostește, pildă care este poate cea mai faimoasă dintre toate. Pilda samarineanului milostiv sau doar pilda samarineanului.
Mediile protestante o vor interpreta așa, pilda samarineanului. De ce? Pentru că mila se subînțelege. Și Iisus începe acest act sacru de a povesti. Un om mergea de la Ierusalim la Ierihon. Trebuie să știți faptul că Ierusalimul este poziționat într-o zonă de deal. Ierihonul este una dintre cele mai joase localități, situate undeva la minus 300 de metri sub nivelul mării. Și el cobora de la Ierusalim la Ierihon. De ce e important detaliul acesta tehnic? Pentru că arată urcarea și coborârea valorilor, urcarea și coborârea spiritului, acest sinusoid al urcării și al coborârii între Ierihon și Ierusalim, am putea spune că reprezintă o sinteză veritabilă a vieții spirituale. Viața noastră spirituală așa și e, cu urcușuri și coborâșuri. Și ce se întâmplă? Personajul acesta este prins de tâlhari. Am spus în alte rânduri, vă reamintesc, pentru mintea unui antic, perioada cea mai vulnerabilă din zi nu era noaptea, cum am fi poate tentat să credem, ci era amiaza, pentru că atunci stăteau tâlharii. E interesant detaliul acesta pentru că îl vom interpreta într-o cheie a demonismului ulterior. De ce? Pentru că noaptea erau animalele sălbatice. În Țara Sfântă au existat în antichitate, din Egipt, lei, tigri, animale care sunt feroce și care, știm cu toții, atacă cu precădere noaptea. Deci noaptea nu umbla nimeni, toți se adăposteau. Pe când în amiaza zilei era momentul, în amiază era momentul în care veneau tâlharii. Părinții bisericii au interpretat această oră a amiezei ca o oră a diavolului sau a demonului de amiază, interpretată sub forma depresiei. Depresia ne atacă la amiază. Depresia este cea mai comună boală psihică a lumii, care atacă pe foarte multe persoane. Și această patologie a depresiei o întâlnim prin aceste atacuri depresive, prin aceste atacuri de panică care vin asupra noastră. Și folosesc cuvântul atac pentru că anticipez ceea ce urmează. Personajul coboară din Ierusalim în Ierihon și este atacat de tâlhari. Tâlharii îl atacă, Scriptura dă un detaliu superb, lăsându-l fără haine și abia viu sau aproape mort. De ce îl dezbracă? Pentru că asta face diavolul cu noi. Ne dezbracă. Și actul acesta al dezbrăcării înseamnă ogolire a demnității. Ne aducem aminte că prima dată când omul își conștientizează goliciunea și goliciunea vine ca o problemă culturală, este la momentul căderii. Când Adam vorbește cu Dumnezeu, dar își dă seama de golirea harului, de faptul că a pierdut ceva. Nu trupul este rău în sine, ne va învăța Scriptura și Pavel va detalia lucrul acesta, ci maniera prin care noi ne pângărim acest templu al Duhului Sfânt. Și în momentul în care suntem goliți de harul lui Dumnezeu care umple acest templu, care ne dă această vitalitate de a rămâne în simptom, adică în firea efectivă a lucrurilor, având această conștiință a sinelui nostru, de în momentul în care ne este atacată această facultate a minții, devenim dezbrăcați de noi înșine. Ne golim. Ne golim de har și ne golim de percepția nimicniciei noastre. Ei bine, într-o interpretare alegorică, cam așa ar fi, sau aceasta ar fi versiunea, varianta acestor tâlhari care îl dezbracă spiritual și mai mult de atât, aproape îl omoară. Din întâmplare, și aici vedem o notă ironică, trece un preot pe calea aceea care îl vede și îl ignoră. În primul rând, trebuie să interpretăm la fel în paradigmă culturală. Conform cărților legii, Levitic și Deuteronom, un preot nu avea voie să se atingă de un om mort sau de un om în stare de inconștiență pentru că el era necurat.
preoții legii vechi mergeau la mormântări, dar n-aveau voie să intre în casă sau, mai grav, să se atingă de cei morți. De aceea am putea spune, într-o primă analiză superficială, că preotul nu face altceva decât să aplice legea. Însă vom vedea că Iisus nu vede deloc așa lucrurile. Trece și un levit. Ne aflăm în intersecția dintre Ierihon către Ierusalim și preoții, împreună cu leviții, mergeau la templu. Mergeau la templu să împlinească cultul divin. Ce însemna acest cult divin? Însemna rânduiala pe care preotul sau levitul o realiza la templu și remunerația pe măsură. Un detaliu important. Ei se întorceau din săptămâna de rând cu foarte mulți bani. Și evident că cei care au interpretat textul sacru s-au gândit și la aspectul acesta. De ce? O a doua variantă, o a doua metodă prin care interpretăm reticența preotului era ca nu cumva să întârzie îngrijindu-l pe acest bolnav și să piardă săptămâna de rând și banii. Între empatie și materialism, vedeți, trebuie să se facă legătura, să fie o relație. Ce se întâmplă? Vine un al treilea personaj care va deveni personaj central al pildei, un samarinean. Între evrei și samarineni era un război de veacuri, datorită intersecției cu care ei s-au întâlnit pe parcursul istoriei, căzând în politeism. Ei s-au despărțit de monoteismul tradițional al legii vechi și au îmbrățișat, prin sincretism religios, o altă cale, o altă formă de a săvârși cultul divin, nu la Ierusalim, ci pe muntele Garizim. Și pentru aceasta evrei i-au urât toată viața. Între samarineni și evrei era un război religios. Dacă trebuia să treci prin provincia Samariei și nu puteai să ocolești, trebuia să te purifici, să-ți cureți inclusiv sandalele de pământul care era infectat, între ghilimele, de această prezență a politeismului în acele ținuturi. Deci era o stare de război. Ce face acest samarinean? Ceea ce n-ar fi făcut niciun evreu și ceea ce n-a făcut niciun evreu, nici măcar preoții care erau socotiți aristocrații epocii. Îl vede, îi se face milă de el și îl socotește ca fiind aproapele său, turnând pe rănile lăsate de acești tâlhari, de acești demoni, unde lemn și vin. Unde lemnul era un medicament datorită proprietăților sale curative. E vorba de uleiul de măsline. Și vinul, probabil, ca și anticoagulant sau ca și dezinfectant. E un detaliu interesant care ar putea să ne scape. Faptul că el era pregătit cu o trusă de prim ajutor. Era tot timpul gata să sară în fața celui care are nevoie de el. Și în această paradigmă, vedeți, se încheie pilda că samarineanul, omul acesta, a socotit paria, tema străinului din mitologie bună oară. Cum ar fi să-l identificăm ca pe un refugiat, ca pe un om care este non-european, care vine dintr-o altă cultură? Vine și dă dovadă de maxim umanism. Să știți că la fel a fost socotit și Iisus. Iisus este, dacă vreți, un fel de samarinean milostiv. De ce? Pentru că el a fost nesocotit de ai săi. A fost răstignit, dar s-a îngrijit de elementul acesta al alterității, al celui de lângă el. Asta pentru că și noi am fi tentați, după multe viacuri de cultură și de evoluție a perspectivelor etice, să credem faptul că aproapele este dat doar de oamenii care literalmente ne sunt apropiați, de cei care sau de cei cu care împărtășim aceleași valori comune. E bine, Biblia, prin pilda samarineanului milostiv, răstoarnă paradigma aceasta. Și ne învață că aproapele nostru este orice om care are nevoie de noi. Ajutorul trebuie să vină din prisma celui care are nevoie să fie ajutat. Așa ne ajutăm unii pe alții. Așa clădim această societate prin empatie, prin grija și prin dragostea frățească. De ce? Pentru că, în concluzie, toți suntem frați.
Nu există separații date de cultură, de rasă sau de religie. Am văzut cum religiozitatea, prin scrupulozitatea legii, a legalismului, l-a îndepărtat pe preot și pe levit de a-și manifesta umanitatea. Și religia are limitele ei, ca dovadă că avem încă astăzi războaie religioase. Dar noi trebuie să ne axăm pe această depășire a religiei prin spiritualitate. Adică prin starea pe care sistemul religios, cu limitările lui, o manifestă pentru cel care îl caută pe Dumnezeu în viața sa. Pentru cel care încearcă să-l primească pe Dumnezeu în viața sa ca să-l schimbe. Tot timpul când ne intersectăm cu acest străin, să ne punem întrebarea dacă nu cumva, de străinul în nevoie, dacă nu cumva este Domnul nostru Iisus Hristos care ne cere o mână de ajutor. Asta pentru că îi ceartă pe apostol spunându-i că de multe ori a fost în închisoare, în prigoană, în boală și n-a fost ajutat de ei. Și el a întrebat cum? Că nu te-am văzut în închisoare, în boală sau în prigoană. Și Iisus spune, întrucât i-ați văzut pe cei mai mici ai mei, pe mine m-ați văzut. Iisus se identifică cu această categorie a oprimatului. De ce? Pentru că în el este sintetizată întreaga suferință umană. În fața suferinței, să știți că noi oamenii devenim mai autentici. E un gând foarte periculos. Pentru că ne-ar putea induce următoarea întrebare. Dacă în suferință suntem autentici, oare Dumnezeu ne vrea să suferim? Categoric nu. Dumnezeu nu a făcut suferința. Însă atunci când, dau un exemplu banal, te doare măseaua, ai o problemă mare. Bine, durerea de măseaua nu e o problemă mare, dar e o durere stringentă. Sau ai altă durere fizică. Nu mai ai timp să te blochezi în propria ta vanitate. Devii mai autentic. Începi să țintești lucrurile exact în ținta lor. Să rezolvi problema. Nu mai ai timp să stai pe Facebook, să stai pe TikTok, să îți amplifici această proprie vanitate. De aceea, vedeți, Iisus ne adună pe toți în suferința sa, în crucea lui Hristos, care ridică întregul păcat al lumii, se găsește și păcatul meu și păcatul tău. Și lucrul acesta, vedeți, trebuie să ne unească pe noi. În suferință, noi oamenii trebuie să fim uniți, să fim ca frații, pentru că numai așa putem să depășim aceste crize existențiale sau crize umanitare cu care, iată, lumea și civilizația umană se lovește din nou în această perioadă dificilă pe care o petrecem cu toții. Un alt gând, foarte aproape de final, este cel dat de această dragoste sufletească pe care o manifestăm atunci când vedem un om în nevoie. Chiar dacă nu putem să-l ajutăm din punct de vedere fizic, deși am avea metodele, de pildă, să eradicăm sărăcia. Ca să vedeți că aceste gânduri evanghelice sunt prezente în cultura noastră, așa sucită cum e. Elon Musk, una dintre cele mai interesante figuri ale culturii populare, vrea să pună la bătaie întreaga sa avere, estimată la peste 6 miliarde de dolari, pentru structura logică care vine, algoritmul matematic care să vină să eradicheze foametea. În lume există țări și oameni care fac foame. Ne poate părea ciudat, dar sunt țări în Africa sau țări subdezvoltate care se luptă cu această problemă stringentă. Și oamenii încearcă să creeze algoritmuri care să vină să întregească și să umple această nevoie de hrană efectivă cu care se confruntă societatea. Pe de altă parte, noi aruncăm zeci, sute de tone de alimente în magazinele noastre pentru că nevoia aceasta a capitalismului agresiv de a ne îmbogăți cu orice măsură este atât de intensă și atât de patologică încât de multe ori această risipă nu este pusă în fața celor care au cu adevărat nevoie de aceste structuri, repet, logice ale sistemelor de valori. Ei bine, această duminică ar trebui să ne problematizeze răspunsul la cele două mari întrebări. Ce să fac să mă mântuiesc și cine este aproapele meu? Dacă vom încerca să găsim un răspuns la aceste două provocări ale Evangheliei de astăzi, vom pune un început bun
Asta pentru că ne pregătim deja pentru marele praznic al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că de mâine vom intra în post, de aceea vă îndemnăm să postiți. Și postul înseamnă nu doar abținere de la mâncare, ci înseamnă și rugăciune. Fracția e dată în felul următor: mâncăm mai puțin, ne rugăm mai mult. Multă lume vine și zice: părinte, nu pot posti. Da, pentru că nu ne rugăm suficient. Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât vom vedea că nevoia noastră de hrană poate să fie reglată în așa fel încât trupul să se ușureze, iar psihicul să se elibereze. Și toate acestea puse în căutarea sau în curățirea, în pregătirea noastră ca sufletul nostru să devină acea iesle sărăcăcioasă în care acest Iisus, care se identifică, repet, cu ultimul om al creației și al istoriei, să poată veni în lume și să ne mântuiască. Bunul Dumnezeu să ne dea putere, har, post cu folos și să ne întâlnim la biserică în această perioadă de reflexie spirituală, să ne spovedim mai des, să ne împărtășim mai des, să fim mai conștienți de primirea lui Dumnezeu în inima noastră, pentru că doar la Dumnezeu găsim mântuire și salvare. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.